Iam să testăm pista verde de la Ciocana, care are băltoace și acum iarna apa asta poate să îngheță și să facă polei patinoar. Nu știu de ce au făcut-o așa convexă. Să adună apa fix pe mijloc. Trebuia din contra mai bombată pe mijloc să evacueze apa, chiar dacă bulevardul ăsta e înclinat. Au făcut economie de beton sau de asfalt. Și vopseaua asta face și mai lunecoasă pista. Nu știu de ce era necesară vopsirea ei. Dar mulțumim pentru verde, culoarea electorală a ecologiștilor. E bine că e separată de fluxul de pietoni și de trafic. Să vedem dacă cedează șoferița sau cedat. Nu știu dacă are semn de prioritate pentru noi, dar am testat nervii șoferilor. Da, e trecere de pietoni, deci împreună cu pietonii și noi avem prioritate. Nu degeaba ne unesc pistele, ca să știm o treabă. Bunișor, dar deocamdată n-am văzut nici un biciclist, nici o trotinetă pe aici. Oare de ce? Pentru că asta nu continuă nicăieri în oraș. Doar aici, la Ciocana. Poate fi un motiv. Înțeleg că e o pistă pentru ambele sensuri, dar sensurile de mers nu sunt delimitate, ba chiar drumul se îngustează uneori periculos. Da, la actualul trafic de biciclete, iarna e acceptabil. Și aici ne-am împreunat cu pietonii și asta e periculos. Dar ce să-i faci? Decât deloc, mergem și noi mai atenți, mai cu grijă. Da, taiete! Băltoacele s-au mutat pe trotuar și partea pietonală.